Deputatul PNL de Suceava, Bogdan Gheorghiu, consideră că autoritățile sucevene și lideri PSD s-au făcut de râs la inaugurarea rutei ocolitoare a Sucevei. Și asta deoarece momentele jenante de la eveniment au fost generate de politicianismul și nepriceperea socialdemocraților. Deputatul Gheorghiu mai crede că eșecul de la ruta ocolitoare a fost determinat și de faptul că, în aroganța lor, parlamentarii PSD nu s-au consultat cu specialiștii de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere sau cu cei ai antreprenorului. Președintele Flutur se agită să pună și ultima cărămidă pe tot ceea ce ținea de Consiliul Județean ca să nu îl prindă inaugurarea centurii. Să nu zică lumea că din cauza Consiliului Județean poate, nu? Da, corect. Este o... Așa, iarăși a fost o bâlbeală pe care n-am înțeles-o. Ce am înțeles că probabil din motive politicianiste unii s-au grăbit să avanseze o dată de inaugurare fără a se consulta cu specialiștii care probabil le-ar fi spus de la început, bă, stați cu minți, că nu e chiar așa. Dar președintele Gheorghe Flutur a ținut să se asigure că ceea ce ține de partea lui de treabă e cu temele făcute la zi ca să nu fie alte discuții. Dar, din păcate, ați văzut că altele sunt problemele acolo. Când vrei să forțezi din motive politicianiste o anumită inaugurare fără a ține cont de sfatul specialiștilor, asta pățești, te faci de râs una după alta. În acest context, deputatul Bogdan Gheorghiu a ținut să sublinieze faptul că antreprenorul s-a achitat cu succes de misiunea dificilă pe care a avut-o pe șantier. Că n-ai o firmă de, cum să vă spun, o firmă serioasă, cum e Autotehnorom, care a demonstrat că e o firmă serioasă. Da. Chiar au făcut o treabă. Și DN18 la fel. Și președintele Flutur are perfectă dreptate să-i laude și foarte bine că i-a înțeles că poate și-au concentrat forțele acolo. Când ai o firmă atât de serioasă, tu nu poți să anunți o dată de inaugurare în funcție de cum se plimbă un ministru prin țară sau un prim-ministru prin țară. Că atunci, domne, știți, ar avea drum Dăncilă prin și ar fi bine în ziua aia. Nu așa se face inaugurarea unei lucrări de asemenea învergură. Trebuiau să se consulte cu specialiștii, cu cei de la Autotehnorom, cu cei de la Loial care pun parapet și care marchează drumul. Domne, și după ce discuți cu oamenii ăștia care sunt profesioniști, după aia anunți odată, nu că atunci are drum nu știu ce ministru sau premier prin județ, pentru că nu, oamenii oricum, profesioniști fiind, nu vor face o lucrare de mântuială doar pentru a mulțumi, nu știu, pe domnul Stan sau pe domnul Bran care pune presiune cu telefonul. Nu așa se fac lucrurile.